A început perioada examenelor atât pentru elevi cât și pentru studenți. Mulți dintre aceștia se confruntă cu probleme de concentrare, așa că fiecare trebuie să își stabilească exact un program de lucru, astfel încât să treacă ușor peste această perioadă. Sunt o serie de emoții, atât pozitive cât și negative, și vreau să precizez acest aspect, pentru că atunci când reușesc să-mi stăpânesc sau să-mi cunosc și sau să-mi numesc emoțiile negative și să mă reorientez către emoțiile pozitive, care sunt integratoare ale energiei și informației, voi reuși doar prin această atenție pe care o dirijez către un anumit segment de emoții. Pentru mine este foarte ușor, pentru că nu am un job. Mă ocup cea mai mare parte a timpului cu școala și reușesc să fac față, pentru că la master este mai ușor față de licență. Cerințele sunt mai puține. Vreau să spun că o bună prioritizare a ceea ce trebuie să facem, atât în viața personală cât și în viața profesională sau academică, suntem aici într-un cadru academic, rezolvă lucrurile. Da, pentru cei care lucrează poate că este o perioadă mai aglomerată decât pentru ceilalți, dar... Să fiu atent la ce simt în interiorul meu, da? Care este emoția care mă domină la momentul ăsta. Îmi este frică. Da? Dacă mi este frică, să-mi spun, bun, dar ce determină? Trebuie să o corelez imediat cu o abordare mentală și să îmi spun care este motivul care mă face pe mine să-mi fie atât de frică. Da? Că acum, știi, vorbesc așa, dacă eu am învățat tot anul și... am trecut prin materie, este aproape imposibil să nu găsesc măcar câteva dintre informațiile de care am nevoie pentru răspunsurile corecte din subiecte. Sunt și materii mai grele și eu fac față și foarte greu stresului la materiile astea unde trebuie să tot cești mai mult. Mie nu prea-mi place așa, dar nu iau vitamine, iau magneziu când am examene, dar dacă nu pot să mă concentrez, renunț, sinceră să fiu, și mă întorc când sunt mai liniștită, când ies, mă plimb și apoi când pot să citesc și să fiu atentă, abia atunci mă apuc de învățat. Într-adevăr, afectează o oboseală, lipsa energiei, dar na, cu o cafea se poate. Ne revenim și ne readucem aminte ce am citit și ce am studiat. De obicei trebuie să stăm să învățăm toată noaptea sau mai ales înainte de examen trebuie să ne pregătim cât mai bine și mai ales în timpul examenului apare emoții, uităm tot ce am învățat ca și cum n-ai fi învățat nimic și depinde cum decurge examenul. Greu faci față? Cum reușești? Nu știu, iei anumite vitamine, iei magneziu sau nu te... Da, cafea, consum cafea și energizante uneori. Este foarte importantă odihna. Este recomandat să avem o disciplină, o autodisciplină a programului zilnic. Da? De asemenea, aș sugera, pe lângă somnul care este extrem de important și care este bine să se producă la o oră destul de devreme, chiar dacă acum este ziua foarte mare și se face întuneric abia la 10 și ceva, este bine totuși să ne băgăm la somn la ora 10, chiar dacă nu s-a întunecat complet afară. Medicii recomandă elevilor și studenților supra-solicitat să ia vitamine care ajută imunitatea. Un lucru este cert, nopțile pierdute, consumul excesiv de alimente și băuturi nesănătoase își fac și ele simțită prezența. Cafeaua, pe care mulți dintre cei care studiază o găsesc drept un aliat de nădejde, poate fi înlocuită cu freșul de portocale, la fel și ciocolata, ce poate fi substituită cu un ceai de ghimbir care ajută la creativitate.